Mă duc să pregătesc un loc. Cuvinte de mare valoare a spus Iisus și pentru noi. Mă duc să pregătesc un loc ca unde-s eu să fiți și voi. Ce-am fi făcut noi muritorii când de aici ne-om strămuta? De nu aveam un loc, o țară, unde anume vom pleca. Și nu e vorba de o plecare unde trăim vremelnicia, ci este vorba de o plecare unde trăim vom veșnicia. Să privim puțin sfârșitul, căci e pe drum, oricum el vine. Oricine ai fost, oricine ești, sfârșitul e și pentru tine. Păcatul ne-a lovit cu moarte și moarte înseamnă nimicire. Dar Dumnezeu în mare-i milă a dat o șansă omenirii. Ești conștient de această șansă? Ești conștient că vei muri? Ești conștient că trupul acesta curând noi îl vom părăsi? Ești conștient că în trupul acesta e adevăratul duh de viață? E adevărata ta ființă, e adevărata ta speranță. Și numai cât trăim în trup se face marea pregătire pentru a fi sau nu a fi acolo în marea fericire. Mă duc să pregătesc un loc, a spus cel veșnic, cel etern, ca în ziua când plecăm din lume, să nu ajungem în infern. Mă duc să pregătesc un loc pentru ai mei răscumpărați, pentru acei ce mă slujesc, pentru acei care sunt frații, pentru acei ce chipul meu e imprimat pe-a lor ființă. Și fără mine, fără ai mei, viața e cu neputință. Mă duc să pregătesc un loc celor ce biruiesc păcatul, celor ce nu se compromit cu diavolul, cu necuratul. Acolo unde-i fericire, acolo unde-i paradis, acolo unde e viață, acolo unde e Iisus, acolo-i duc. Să știe iadul că sunt ai mei. Eu i-am salvat. Ei s-au desprins de chipul lumii și în ei sunt eu cu adevărat. Curând ai mei de pretutindeni mă vor vedea pe aripi de nor. Voi apărea ca și un fulger și îmi voi răpi al meu popor. Revin curând, revin în slavă să iau pe cei ce m-au slujit. Și sfinții de pe tot pământul strigau: iată-l, a venit! Și cei căzuți sub greul crucii, și cei cu mâinile pe plug, și cei ce-au fost mâncați de fiare, și cei ce-au ars de vii pe rug, martiri și sfinții de prin vremuri care de mult ei au apus, vor răsări ca și un soare și vor striga: vine Iisus! Căci voi sufla un duh de viață peste acei ce sunt ai mei. Și vor veni în stoluri, stoluri, cum zboară niște porumbei.
Și cei și-au adormit în Domnul și cei ce vii și mă slujesc vor fi în... Și cei ce vii și mă slujesc se vor trezi în trup de slavă, se vor trezi în trup ceresc și într-un salt ca de aripă mă vor întâmpina în văzduh și bucuria bucuriei va fi atunci și în trup și în duh. Sfârșitul pentru toți e aproape. Tot ce a fost mult, să știți, s-a dus. Neprihăniților, fiți gata, căci în curând vine Iisus. Chiar dacă pare greu acum, chiar dacă în duh te vezi strivit, curând, curând vine și clipa când vom striga: s-a isprăvit. Așa a spus Iisus pe cruce, apoi s-a dus dintre cei vii, însă abia atunci El intră la cei ajunși în veșnicii. Ce trebuie plătit aici, plătim, însă cu fruntea sus, căci a fost mult și greu la oameni, să știți căci a plătit Iisus. Și El ne pregătește locul. Și El a spus: am să revin. Iubiții mei, noi să fim gata, căci vom pleca, să știți. Amin.